Salutare și bine ați venit într-un nou vlog special. Și după cum v-ați dat seama, am ajuns la Jumbo. Sau Jumbix, cum se zice? Jumbo. Și am vrut să facem vlogul ăsta, să vă arătăm ce se află în acest magazin în perioada asta de sărbători, în special accesorii de Crăciun o să filmăm. Așa că rămâneți cu noi și o să vedeți tot ce se află în acest magazin Jumbo. Și am ajuns aici într-un raion drăguț, unde avem tot felul de mingiuțe de ce sunt, de ciocolată sau... Trebuie să luăm și din asta așa, să punem cadou din ele de Moș Nicolae, că spună nu ia. Uite asta ce drăguț! Da, sunt ciorăpei, tot felul de ciorăpei ca să pui cadouri în ele. Globulețe de Merry Christmas cu omul de Crăciun. Wow, se poartă asta. Biluțele astea. Ah, uite, se poate... Da, nu știu ce aduce voi aici. Nu știu ce face. E, are cântec, ce crezi? A, nu, 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 trebuie învârtit, ia, întoarce un pic. Ta pam ta na 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 na. Ho ho ho. And happy new year. Ce mai avem pe aici? Avem ce se, cum se cheamă drăciile astea? Se numesc decorațiuni pentru geam. Ah, da, da, da. Să punem, să luăm fugi de ăștia drăguleți. Și să punem la salon. Da, da, da. Nu e țigănesc? Nu e, ba, da. A? Cam țigănesc. Dar oricum e foarte drăguț, foarte drăguț. Pentru home cred că e super. Pentru salon sau pentru spații comerciale nu recomandăm. Nu ăștia, uite. Pare un pic că prea de tot. Ăștia ce sunt? Tot așa, de lipit de geam, nu? Da. Hai că sunt ureți ăștia. Nu, pentru acasă merg, sunt super. Și avem hârtie jos. Uite ce-mi plac! Ce să ia? Fulgi! Da, 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 da. Dar vreau cu aurii. Da, da, da. Ce părere aveți despre, despre fundal? Ce ziceți? Să alegem iară un fundal cu fulgulețe anul ăsta în ianuarie? Sau să mergem tot așa clasic pe, pe cel care l-a ales Anca. Nu mai am fulgi oricum. Trebuie să faci un brad așa pe perete. Hai și noi sus, a? Nu știu. Candy cane. Cred că da. Da, da, da. Nu, sunt de ronțăit. Nu sunt de ronțăit, sunt decât de decorat. Uite! Dacă erau de ronțăit, trebuia să fie într-o țiplă. Uite, îmi plac astea. Ce sunt ale? De pus un brad. Ah, gen globulețe. Da. Adică vreau să facem un brad din genul ăsta de... De decorațiuni. Da, nu de beculețele alea clasice, nu-mi plac alea. Da. Să vedem. Acum e timpul să urcăm în sus. Ei, da. Poate găsim niște flori mișto artificiale de pus așa în vază. Super, da. Ce zici? Da, eu de regulă sunt așa, că am timid la cameră în fața oamenilor. Și... Da. E pentru curtea asta? Oare? Da. Cât de mișto e. Joy, sau la... știu, dar pentru ce e asta? Mă rog, pentru să știi unde să te duci. Unde este iubirea și unde este bucuria. Uite șervețele, mișto. Și ăsta pentru ce? Și se pune pe șervețele. Cât de tare, cât de tare. Foarte, foarte drăguț. Am ajuns și sus. Am ajuns la bentițele de ren aici. Am pus și eu o bentiță? Da, da, ia să vedem dacă semeni cu Rudolf. Știu, dar ce sunt? Da, avem... ia. Dar nas, nav... Trebuie să pui și nasul roșu. O să fie treaba, treaba. Foarte drăguț asta. Da. Lăsați în comentarii dacă, dacă vă place de Anca așa, în formă de ren. Asta are și globulețe. A, sunt ce gen drăguț. Ren cu brăduț. Wow.
ce drăguț. Se văd? Foarte dublețele, frumos. Ce place. Da, da. Ce comică ești. Ăștia sunt cercei. A, ah, ce drăguț. Nu? Cât sunt? Da, da, da. Cât costă? Cât costă? Cât costă? 8 lei. 8 lei. Vrei tu? Uite, cu om de zăpadă. Sunt, nu știu, vreau ceva așa mai... Mai da, drăguț. Cred că o să-mi iau cercei ăștia. Și uite, asta uh-huh. E broșă sau ce? Și o să faci tutoriale de fiecare dată. O să cu cercei în... Da, de în ureche. Și... Uite, uite mai drăguți sunt ăștia, un fulgușleț, mai simpli așa. Da. Da. Ăștia practic îți rupă lobul urechii, da. Știi? Cred că aoleu, au și o tonă fiecare, e clar. Pune ăștia la sunt loc. Ok, nu? Că ăștia văd că sunt un pic. Uite, e un pic ăla. Da, ăla e un pic zmotocit. Ia, hai să vedem dacă sunt ok. Da, sunt ok. Cum o să vină. Vai, ce drăguț. Mm-hmm. O să dea bine pe noile coafiuri. Da. Da, voi să comentați acolo coafiuri, că o să apară. Știți, în fiecare duminică la ora 1. Urmează coafiura. Da, hai să-i punem o să coș. Punem și pe... O să facem un hol. Da, facem un hol, da. Așa că fiți pe fază, urmează și hol. Dansează pe muzică, dar oare... E ca în gălăgius. Da. Camera asta se tot întoarce așa. Uite ce drăguț asta, e agrafă oare sau este broșă? Cred că broșe. Cât de mișto e, arată foarte bine. Da, și la 3 lei e ok. Da. Nu? Uh-huh. Foarte multe accesorii. Nu, este pentru păr asta. Accesorii pentru da, păr. Da, e, da. Flemuță, da. Gen. Da, uite astea curent, ce drăguțe sunt. Nu-ți plac ție. Da, foarte drăguț. Și uite, asta e un moțuțel, așa. Da. Foarte multă lume aici. Multă lume? Da, da, da. Eu uite ce observat. Tot felul de căciulițe. Nu, de... astea nu-mi plac. Da. Mie îmi plac alea și sunt unele, dar nu le-am găsit încă. În partea asta nu sunt de Crăciun, nu vi le arătă. Nu e interesant. Uite, puteți să vă luați cu 13 lei o șepuță. A, uite, genul ăsta îmi place mie. Așa mai gros. Da, da. Mamă, ce drăguț. Da, da, da. Dar e prea scurtă. E, na. Vezi că ți s-a stricat împletitura. Aoleu. Hai că nu s-a stricat. E se perfect. Da, eu m-am schimbat. Adică mi-am dat jos hăinuța și mi-am luat un coș. E foarte, foarte cald aici în magazin. Ancuța este friguroasă. Ea poartă geaca în magazin. Da, uite că ții. Aici deja nu mai avem parte de jucării de Crăciun. Știu, dar nu mai sunt mirare de Crăciun. A, uite, trebuia să arătăm și moșii aia de deasupra. Da. Hai să vedem la moși. Ia, uite, până să vă arătăm moșii aia de deasupra, am găsit ceva interesant, niște cățeluși așa, năzdrăvani, care dau din codiță. Hei, papi! Uite ce, îi place. Ai văzut ce îi place? Dă din codiță. Ia uite Lego. Uite, avem și ren de gonflabil. Da, ce drăguț, seamănă cu un cățel cu coarne. E foarte, da.
Și avem acolo sus niște moși. Da, așa nu cred că sunt de vânzare, dar sunt drăguți așa. Da, din păcate acești moși nu sunt de vânzare, eu așa credeam. Să vedem ce mai găsim și altceva interesant. Nu sunt, nu sunt. Sunt, fac parte din decorarea magazinului. Da, uite, brad gonflabil. E desumflabil. Da, moși. Da, mă așteptam să fie mai multe chestii de Crăciun în Jumbo. Adică totuși aveam speranțe de mai multe articole. A, uite în față, mai vedem ceva de Crăciun acolo. Deși peste tot în magazin sunt foarte, foarte multe bannere și deasupra cu Moș Crăciun și... Da. Ce-ți plac? Aia, legat. A, ți-e stă bine cu el în brațe. Și cum... Uite. Probabil că trebuie să-i pui niște baterii alcaline. Nu, te învăț eu. Face ia exact asta? Ca tine când ești supărată. Ia asta cum? Asta e mai muțică. Nu, e moșii pisică. Are bateria terminată. A, atâta. A durat mai mult mai muțurela pisicii. Tot așa, jucării cum vă place vouă, cu Frozen. A, da. Zgomotoasă? Cred că face... da. Aia este slime-a, nu? Da, da, slime. Aha. Da, parcă am văzut câteva comenturi că vreți să vă facem slime. Cred că ar fi interesant, dar nu știm exact cum să face. Lăsați-ne voi idei. Poate facem slime, Ancuța, că am văzut că se cere. Sunt câțiva care vor să facem așa ceva în seria noastră de DIY. Așa, Crăciunițe. A, da. Crăciunițe Barbie. Barbie! Barbie! Uite. Sexy Barbie. Blond, așa cum da, îți blond. Place ție. Da, dar e un blond așa, cald. Tu ești blondă natural. Cald. Nu ești. Ești un blond așa mai rece. Ele au așa un blond cărămiziu. Mașinuțe. Ce mai avem pe aici? De Crăciun, ia să vedem, am de zăpadă. 40 de lei. Da, foarte drăguț. Și ăsta ce e? E tot om de zăpadă. E așa da. Cu nasul mai mare. Da, are morcovul mare. Și ăștia sunt spiriduși, sunt ajutoarele lui Moș Crăciun. E cât mine aproape. Da. Așa că trageți-vă părinții de mânecuță și luați-i la Jumbo. Probabil că ei mă urăsc în timpul ăsta. Dar, da. Uite, asta zici că e un mob. Da. Eu zic că e un mob din ăla, de șters praful. Uh-huh. Poate chiar de da la Da, ce e ăla? Un fel de... E un fel de moș mai gras, așa. Da. Care a mâncat la McDonald's. Fluffy. Fluffy Santa. Uite, avem și urși polari. Uite, un urs mare. Uuu, cât a ursul. Ăsta ca să dormi cu el în pat, nu? Da. Da, da, da. Uite, ursuleți. Tot felul de articole. Reni. Spiriduși. Și aici deja cred că ajungem la cadouri. Adică exact ce ați vrea să vedeți sub brad, aici se află. De la mașinuțe până la păpuși și tot ce vă trece prin cap aici se găsește. Da. Am văzut și Lego. Am văzut și... Da. Dă-ți și tu jos, că te încinci. Dar nu-i ce ne luăm de la Jumbo. Păi stai așa că n-am ieșit încă. Da.
Noi ne gândim totuși să luăm ceva de la Jumbo, ceva folositor. Adică să găsim un gen de joc, ceva, pentru seria Games. Am văzut că are succes seria Games și dacă toți suntem aici să vă arătăm ce se află în magazin de Crăciun, o să ne uităm și de câteva jocuri pentru seria Games. Da. Din păcate nu am primit sugestii și ce să ne luăm exact, dar o să vedem noi pentru asta. Mă așteptam să primim mai multe comentarii, să ne sugerați jocuri pentru seria asta Games. Dar nicio problemă, avem și noi ideile noastre și trebuie doar să le punem în aplicare. Oh, asta e sabia lui Conan. Asta trebuie să mă faci pe mine, ia. Asta zici că este o sabie de asta de... De ce? Bătaie. De turcaleți. Îți trebuie o mustață mare, așa. Hai, vin un pas să vezi o sabie, un trident. Ce e ăla? Trident? Trident, da, un trident. Diavolul avea așa ceva. Uite. O sabie de cavalerie adevărată. Wow, ce lungă e. Asta e dacă ești făt frumos și ai paloșul gros. Vii de la Jumbo și ții o sabie să te măsură. Asta este, seamănă exact cu sabia cavalerilor ai mesei rotunde. Da. King Arthur avea. Mamă, la câta sabia, dă-o seama, dacă ar fi fost adevărat. Da. Da. Astea sunt niște chestii de băieți, așa. Uite, foarte multe mașinuțe. Dacă vă doriți un Bugatti Veyron și părinții n-au 1.000.000 de euro să vă cumpere, atâta costă una adevărată, îi chemați aici la Jumbo și vă ia una mică. Uite! În așa fel încât ca voi să o găsiți sub braț anul ăsta. Scuze, uite galben. Ce e asta? Da, Lamborghini? Lamborghini, da. Galben, culoarea ta. Da, Lamborghini, uite. Dar nu au și mașina ta să-ți iau cadou? Mașina mea? Ford Mustang. Ah, da, da. Ia, hai să căutăm. Mașina sufletului. Nu știu dacă ați urmărit și vlogurile din Statele Unite, dar după cum v-ați dat seama, de multe ori am filmat mașina asta, Mustang, pentru că îmi place. Acolo era foarte comună, o vedeai pe toate drumurile, însă la noi e ceva mai special și nu vezi peste tot. Hai să vedem. Hai să căutăm. Uite mașinuța. Dacă vrei de teren. Nu este aia. Păi, dar ce crezi că e asta? Bine, asta este o mașină modificată. Are are un sistem turbo în capotă. E supărată rău. Și da, este teleghidată. Uite, are și cheie deasupra. A, mișto. Este Ford Mustang. E un model mai vechiuț, dar Ford Mustang e și ăsta. Și cam asta e. Asta deja e BMW. Alte mașini, alte chestii. Deci un Ford Mustang trebuie să-ți cumpăr de ziua, de Moș Crăciun. Da. Bine, asta trebuia să nu vă spun. Asta ce mașină e? Un Porsche. Abar n-am. Acum trebuie să mă surprinzi cu altceva. Trebuie să-ți iau unul galben. Ai, eu vreau unul adevărat, dar nu se poate. Prea de tot. Avem și drone. Bine, sunt niște variante mai ieftine. Da, 200 de lei. Drăguță, da, mare lucru nu prea poți să obții de la astfel de jucării, dar... Te poți distra și cu una mai ieftină. Însă dacă vreți să și filmați, deja
trebuie să vă luați ceva mai scump. Asta ce este? Mutriță albastră. Minge pofoasă. Mai e cineva? Are un miros candidat. Aoleu, ce urât miroase. Gross. Da, nu știu a ce mirosea, dar mirosea foarte nașpa. Aici deja lucruri neinteresante. Ia uite. Caterpilare. A, uite iară de Crăciun. Uite, ochelari. Da, da. Încălzirea este... globală. Da, da. Are nevoie de ochelari. Psicolar. Da, da. Păi deja săracul nu prea mai are gheață. Da, nu merge. Și cântă să mergem. Ce mai avem aici? Asta arată este un Moș Crăciun interactiv, care nu știu ce face. Are sonerie? A, uite, sunt aici modelele. Ce fac fiecare. Expun, expuse. A, nu mai are baterie, cred. Dar e ceva cântător aici, hai să vedem. Uite, moșul ăsta. Moșul ăsta. Ius. Ce spune acolo? Habar n-am înțeles. Nu mai are baterie și atunci da, cred că e pe da. Avem iar o căciuliță în formă de pui. A, uite, are și tot așa cu sonerie sau da, ce? Da. Sau cu lumini. Da, nu. Nu zice nimica. Da, e interesant, îți pui un pui în cap. Aia, ce drăguț ăsta. Foarte drăguț, opa. Opa. Ce-ar fi să facem o coafiură în formă de pui, așa? De brad. De brad, da. Hai să luăm și căruciorul. În cazul în care dacă ne mai trebuie. Uite așa îmi place. Da. E chiar drăguț. Ăsta e un pomișor de Crăciun. E un brad mai trist, așa, uite, care ochii așa da, plâși. Da, da. Pentru că toată lumea... Pentru că oamenii nu, încă nu iau brazi artificiali, tot naturali. Da. Într-adevăr, plâns. Frumoasă senzația de parfum de brad în cameră, dar... Totuși este un obicei cam barbar, așa, să omori pădurea. Pentru ce? Pentru 2-3 zile de cât ții bradul în casă, 2 săptămâni. Într-adevăr, e frumos, dar eu zic că e păcat și de natură. Natura trebuie respectată și ea la rândul ei. Și, da, nu sunt așa de frumoși brazii artificiali, dar pentru natură trebuie să sacrificăm și să respectăm natura. Tarantula. Wow. Asta să te trezești dacă nu ești cu minte. S-o brad, știi? A, da. O cobră. Că tot îți plac ție șerpii, da, așa da, mult. Da. Mi-aș lua doi. În loc de pisică, mi-aș lua un șarpe. Vrei să ne luăm un șarpe? Aia, din ăla, de dai părțuri. Curțitoare. Gen faci farse la muncă, la locul de muncă. Da, dar cum face? Zici că ești stricat la stomac. Zici că asta nici nu mai face curț, da. Zici că te scapă. Uite, țigări. Asta ce e? Un fel de cui așa, în pansament. Da. Pentru copii năzdravani. Uite, puzzle-uri. Puzzle-uri. A, uite, am pisică, dar să-mi doresc da. Și eu. De data trecută am zis că îmi iau un puzzle, n-am reușit să-mi iau nici până în ziua de azi. Dar vreau un pic ceva mai challenging, adică mai multe piese de 1000. De la 2000 în sus vreau. Uite, nu e mișto, nu e. Da. Dacă voi știți unde se pot găsi puzzle-uri eventual de 3000 de piese, lăsați în comentarii, sunt foarte interesat să achiziționez un puzzle mai greu. Adică asta dacă te enervezi, îl faci într-o seară, 1000 de piese. Bă, îl faci lejer. De la 3000 de piese deja se îngroașă gluma și cel puțin eu când am făcut unul mi-a luat cel puțin 2 săptămâni să-l fac. Aveți cum sunt puse astea de Crăciun? Sunt așa, astfel încât să parcuri tot magazinul. Da, nu da, sunt da. Doar într-o parte, sunt peste da, tot. Da, și sunt puse pe centru ca să-ți iau ochii. Ca să bagi cât mai multe în cărucior. Da, uite, mi-ar plăcea să ne luăm un de ăsta pentru ușă, da. În salon. Bine, nu ăsta, dar ceva de ce. Da. Ce mai avem? Iar moș? Asta e la fel, nu? Nu, uite, ăsta e. A, e pe alb. Da.
Dar nu-mi place că, uite, stă așa pe spate. Bine, dacă stă pe spate, face da. Așa negoanță. E depus pe ușă, eventual. Sau pe geam. Pe geam, da. Da, dar la salon nu putem să punem. Da. E urât. Da. Da, ce drăguț. Să ne luăm și noi. A, pe auriu? Știu, dar asta e... Hai să ne luăm pe auriu, a? Păi ne luăm, dar... A, sau... Ăștia vin frumos la salon. Uite, sau ăsta. A, da, ghivecel. Da, dar mai frumos ăștia din sârmă, nu? Nu sunt? Nu știu. Ce zici? Mie îmi plac și ăștia. Uite, mai sunt acolo niște modele pe auriu. Deci îmi plac ăștia. Ne plac decorațiunile aurii nouă. Asta nu-mi place, că e prea așa... E prea... Nu, nu-mi placă aia. A, uite, ăla zici că e în poiană. Nu, nu, când nu, am fost la schi, așa, am prins brazii odată. Ăsta, nu-mi place nici ăsta. Hai că ne întoarcem, dacă... Ăștia deja... Sunt prea mari, nu-mi plac. Da, da. Nu, scuze. Nu, hai să ne întoarcem la... Eu nu știu. Hai să mergem înainte. Nu, hai să luăm un din ăla. Da? Și după aia mai luăm și alte modele. Da, să alegem unul care să fie ok, să nu aibă niciun defect ceva. Da, apar toți, ok. Uite, ăsta e așa. Da, pe verde e cam urățel, dar pe, pe auriu chiar e drăguț. Ăsta pare ok? Păi, pare piciorul strâmb. E, mă rog, sunt... Toți au cât un defect, nu vezi nici unul calul. Uite, ăsta e, nu e. A, uite ăsta. Nu, uite asta. Da, hai că e fără de păcat. Nu? Uite aici, un pic damaged. Hai că nu e ok. Trebuie să aibă ceva, nu? Un mic defect. Da. Mai sunt o felul de prostii pe partea asta, recipienți, dar noi o să rămânem fix pe mijloc ca să arătăm exact ce e de Crăciun. Nu ne interesează nimic altceva. Dar zic da. Că ăia mii sunt mai drăguți. Mai, sunt mai drăguți, da. Ăștia deja prea ți iau ochii. Uite, mai sunt iar decorațiunile astea interesante. A, nu. Tot așa pe auriu. A, uite, și poți să-ți pui tu globulețe în ei. Să-i faci de balamuc. Asta e așa interesantă, vezi? Aha. N-ar fi mișto să luăm așa? Unul mare? Wow. În loc de unul mic? Nu. No. No. Asta mic e mai drăguț. Da. Și plus că e mai ușor de... Întreținut. Nu de întreținut, poți să pui mai de împachetat. Da, da, da. Ce-ar fi să pui un ren așa pe blat la salon? Deja ar fi prea de tot, nu-i așa? Nu știu ce. Cerbul de aur. Mi se par prea. Da. A, uite ăsta, renul ăsta. Zici că este o ce? Zici că este o sculptură de la Muzeul de Artă din San Francisco. De la MoMA. Da. Burning Man. Burning Man style. Uite, îngeraș. Ce-mi place. Da, am văzut foarte, foarte multe decorațiuni, cel puțin în partea asta. Foarte multe decorațiuni aurii. Nu degeaba, cred că asta este culoarea anului, trendul pe anul ăsta. Accesoriile aurii și... Da? Să pui cărți de vizită aici. Da, foarte drăguț. Să pui în ele, îmi lași bilețele dimineața. De dragoste, bineînțeles. Da, da. Avem cadouri. Bine, fake. Doar să dea bine, sunt din polistiren făcute. Avem și din tablă, aici jos. Hello. Ce ochi are. Și acum intrăm la urși panda. Urși polari. Pinguini. Da, uite din ce material sunt făcuți. Da, e un fel de
polistiren, așa, nu știu ce. E un polistiren îmbrăcat cu un puf așa din plastic. Sunt pe post de bibelou. Ah, uite ăștia. Aha. Da, e un fel de polistiren așa, da, interesant, da, da, da. Ah, uite aici. Da, da, cum ai văzut? Da, cum am văzut. Arici pogonici. Ce ar fi să ne luăm un arici cu da. De companie, da, în loc de pisică. A, uite, uite mă și ăia, de, am zis că nu erau la vânzare, uite că sunt la vânzare. Și costă 100 de lei bucata. Știți, i-am arătat mai devreme. Tot felul de muși. Uite, sunt drăguți. Da, ai un brad mare în grădină. Pentru un podobit. Nu știu cum să facem, cum să facem. Ce să facem? Cum să facem, să luăm roată sau? Păi moșii am filmat. Da. Ăștia sunt moșii mari. Bine, sunt de toate mărimile. Sunt mai mici, mai medii, mai mijlocii. Avem steluțe, avem cearcă să-mi iau frunzulițe. Și eu pentru... Pentru ce? Să pun în pentru vază. Gleastră? Da, pentru vază. Da, ieți. Dar stai că nu știu ce să pun. Ceva așa de sezon? Da. Uite, ăla era de toamnă, așa mai cărămiziu. Acum trebuie să ții ceva, auriu. Uite, uite ia-ți o ferigă. Da, îmi place. O ferigă, o frunză și o floare. Îmi place feriga. Asta, da. Așa sunt toate oare cu chestiile astea aici? Da, ce contează? A, uite, asta, a, uite, asta e bună. Nevătămată. Da, și avem tot felul de accesorii. Sau o frunză de asta. Da, nu, nu. E mai drăguță, da. Ferica. E mai estetică. Uite, avem și brăduț auriu. Deci ne-am pus pe decorațiune aurii noi. Ei, nu filma tot, că vreau să fac și hol. Da, o să filmăm tot și o să facem și hol cu ceva. Arătăm că poate nu mai țineți minte ce avem în coș. Nu de alta, dar Anca vrea să explice tot ce am văzut în stilul ei. În stilul, în stilul Ancuței. Da. Nu știu, că mi-e au toate ochii și nu știu. Da, da, da. Îți fug ochii de acolo până acolo. Nici nu știi la ce să te uiți prima dată. Uite, avem și conuri de prat. Nu vrei? Sunt de sezon, așa, nu? Da, uite, prea? Asta e un fel de busc sau ce? Cred. Da, arată cam urât ăsta. Da, zici că e din al doilea război mondial. Dar culorile sunt drăguțe, într-adevăr. Da, da, da. Dar și cum e? Cu fulgul ăsta sau? Este cu... A, nu e cu fulgul. Fulgul e... Topa. Nu, scuze. Nu, nu. Și aici. Oricum nu era de acolo de unde nu le-am era, luat. Nu era, păi de-asta nu. Da. Bun. Ia, hai să vedem floricele. Pe centru aici e de văzut. Hai să vedem și moșii aia mari. O să trebuiască să folosim neapărat un playlist de Crăciun pentru vlogul ăsta. Știu că este de vreme și nici nu este măcar Sfântul Andrei, dar genul ăsta de clipuri trebuie făcute din timp ca să ca să știi exact cum să te pregătești, ce să mai. Cred că ăsta e busc. Un fel de merișor este, mai degrabă, nu? Da. Că văd că are niște fructe. Dar pe roșu, parcă nu mai erai pe roșu. Știu, da. Dar îți place așa. Da. A, uite ăsta cu fel de bombonele. Ce drăguț. Da, da, da. Nu? Hai, poate găsim ceva mai mișto. Ce să mai trebuie să dai în mintea copiilor. Da. Tot felul de accesorii. De frunzulițe. Anca deja e hipnotizată. Trebuie să facem un vlog de 3 ore. Ah, uite, ăsta îmi place. Aha, cu fructe așa, ori. Da, dar par mai ieftine față de alea de la luat-o. Da. Par așa, mai low quality.
Uite, mai degrabă, dacă erau mai finuțe, cum sunt coacăzele alea mici. Da. Trebuie verificat să iei ceva în așa fel că să se potrivească. Oricum, dacă stau bine să mă gândesc, ajung și conurile cu frunzulița asta. N-ar fi rău. Da, și mai luam niște. Într-o glastră nu trebuie să fie foarte multe chestii. Da. Sau uite asta. Da, uite, mai drăguț așa. Și dar se par așa rupte, nu știu. Da, da. A, uite așa. Anca a găsit și conurile la locul lor. Mm-hmm. Păi le păstrăm pe alea, nu? Da. Pe care vrei tu le păstrezi, tu ești șefa decorațiunilor în casă. Uite aici, în stânga, avem iară mai multe accesorii care se asortează cu brio, cu ce ai luat tu deja acolo. Asta e o crăciuniță de asta. O crăciuniță? Da, o de asta. Sau nu? Sau nu. E prea roșie. Noi am zis să scăpăm de roșu. Am tot avut decorațiuni roșii și deja nu prea mai sunt în trend acum. Deja ne-am plictisit de ele. Și avem multe chestii cu roșu și vrem să scăpăm de ele. Am plac roșii ăștia. Chiar sunt drăguți. Ce drăguți. Hai să luăm și noi. Luăm așa pe auriu. Da. Să luăm 3. Ia. Yeah. Hai, bagă acolo, că sunt ieftin, 2 lei. Da. Ieftin ca braga, nu? Să tot îți iei. Gata, acum trebuie să facem stânga împrejur. Ia să vedem ce ne mai arată Anca acum. A, să uite, lăsăm un bombac. Da, zici că e de bombastic. Da, uite asta e drăguță. Am revenit, o mică publicitate. Avem iar accesorii de Crăciun, de la clopoței până la chestii de lipit pe ușă cu Merry Christmas. Omuleți, atârnători, globulețe DIY. Ia să vedem ce ne mai arată Anca. Aici avem instalație de pom de toate națiile. Vă recomandăm cele cu LED. Ca să nu dați foc la casă. Asta sunt cu beculețe, să aprind. A, da, care ce drăguț. Are 200 beculețe, cică. A, ce frumos. A, uite ce drăguț e ăsta. Dar deci trebuia să fie și unul aprins, să vedem cum arată. Poate, să vedem the real deal. Și avem tot felul de accesorii. Hai să le filmăm pe partea. Hai să luăm, așa roată. Avem aici niște cutiuțe. Și este ce să avem. A, le avem scena nașterii, da, când au venit magii sau care-i treaba, când s-a născut Iisus, scena biblică. Și avem tot felul de instalații de pom, da, pe verde, pe roșu, pe argintiu, globulețe, brăduți. Puteți să decorați, dacă stați la casă, uite. Să decorați frumos curtea. Eu vreau să-mi iau niște beculețe pe care să le pun în spate, pe fundal. Da. A, uite, așa aveau și ele de la Ikea. Da. Și erau mult mai ieftine decât astea. Da, foarte scumpe, da? 60 de lei. Dincolo era mai ieftin, cum e vorba. Astea deja sunt urâte, nu? Cu verde. A, nu vreau cu... Dar nu? Nu au ceva cu un cablu auriu, ca să se potrivească cu decorațiunile tale, aurii. Numai, da, cabluri argintii și verzi. Nu, de vreau da. Argintiu. Auriu îți trebuie. Nu, măcar așa. Măcar argintiu, da. Verde deja dă urât. Dă urât pe perioada când ele stau stinse. Aici avem fundițe. Opa. Îmi plac astea. Dar sunt tot cu roșii. Da, toate sunt cu roșu. Sunt făcute dintr-un material de sac de iută. De iută? De iută, așa știam că se numește. Corectați-mă voi dacă mă înșel.
Da. Tot felul de fundițe. Uite și pe aureu cum îți place ție. A, uite, astea sunt aurii. Da. Au un chestie. Uite, au o chestie sclipicioasă de să ia pe mână. Da, da, da. Da, da. A, uite, astea nu te faci de sclipici. Astea îmi plac. Da, da, că sunt mai drăguțe. Nu, uite, astea sunt mult mai drăguțe. Și unde vrei să le atașezi? În brad. A, în brad. Da. Păi ia și tu ca să fie... Știu, da. A, și punem decât globulețele aurii, fără roșu. Da. Adică le punem... Punem globulețele aurii și fundițe aurii. Și nu renunțăm la accesoriile roșii. Da, da. Uite, nu stă. Anul ăsta vrem să fie diferit bradulețul. Uite, plac astea cum... Aoleu! Deci te-ai pus să-l dărâm tot magazinul. Nu, dar nu... Sunt prea multe și nu-mi cap. Da, da, trebuie să vină mai mulți oameni să mai debaraseze rafturile. Uite, uite. Sunt făcute în așa fel încât să... Îmi place cum e făcut asta. Astea sunt cam urât, așa croite, văd. Da, nu? Sunt așa... Nu, sunt din plastic. Da, sunt din plastic. Și astea tot din plastic, dar uite, sunt mai mișto. Da. Să luăm... Sau să luăm, uite așa, astea nu se ia. Da, da, astea da. Nu sare sclipiciul de pe ele. Da, luăm așa, că sunt mult mai drăguțe astea. Și sunt și mai... Da, și nu... N-au sclipiciul acela enervant care se ia pe mână. Cu timpul o să cadă tot sclipiciul ăla și în timp... O să se vadă plasticul. Da, o să se vadă plasticul și deja trebuie să le arunci. E bine să iei ceva care să-l folosești mai mult timp, nu doar un sezon. Uite, globulețe! A, uite și... Ghirlandă luminoasă. Da, 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 ghirlandă luminoasă, aurie, exact cum îți place ție. Știu, dar nu-mi prea place. Nu-ți place? Mi-ar fi plăcut așa să fie pe aurie. Mai finuț, da, da, da. Astea deja au steluțele astea așa mari, da. Sunt deja grosolane. Păi nu? Care-i termenul adecvat? Dar ce-ar adecvat? Fi să luăm așa? Pe 15 lei, uite, mi se pare ok la preț. Da, da, hai să vedem, poate găsim pe aurie. Uite, mai sunt acolo instalații de pom. Da. Îmi plăceau alea foarte mult, dar nu au pe aurie. Da, ce păcat. Ce pierdere. Asta ce sunt? Sunt de LED-uri. Ha, da, da. Păi toate sunt cu LED-uri. A, uite, îmi plac astea din LED-uri. Cu LED-uri, ca să nu dai foc la casă. Să uităm și la deasă din LED, că nu le-am văzut. Sunt da, hai să le vedem. Decorațiuni și de lemn avem. Avem de la căsuțe. Ce mai avem? Uite, asta e instalație, căsuțe. Și uite, fii atent. Da, avem tot felul de decorațiuni. A, noaptea cred că se văd drăguț. Păi uite, acum e închis, mi-a prins. Ia să vedem ce mai avem. Avem tablouri, tot felul de rame. A, și aici ne întoarcem. Aici ne întoarcem, ajungem iară la hârtie pentru cadouri. Uite, avem aici, gen... Globulețe de braț, da. Îngeraș, fulgi de neam. Mie îmi plac, dar mai mici, știi să fie. Xmas, pe roșu, cum îi place Ancuței. Uite, cu și roșu mult. Roșu se poartă anul ăsta. Se poartă la nebunie roșu, dar noi deja ni s-a luat. Avem salonul făcut de ani de zile cu roșu. Avem foarte multe chestii cu roșu și deja când vedem roșu, deja... Facem urât. Uite, astea sunt drăguțe. Hai să luăm și pom. Noi. Luăm câte două sau trei. Iau acolo. Iau trei. Fără număr. Nu, iau doar trei. Bagă mare, cum e vorba. Sunt. Avem și pe roșu dacă vrei. Nu, 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 nu vreau pe roșu. Da, avem tot felul de figurine. Astea sunt din polistiren. Foarte ușor. Zici că este din beton făcută. Are o... un aspect așa de piatră. Avem și inimioare. Uite, inimioare și reni așa, tot cu sclipici de ăsta enervant care se ia pe mână. Da. Poate găsim și din material fără sclipici. E drăguț într-adevăr să vede frumos sclipiciul, dar pe globulețe o să se ia, sigur.
E tot cu sclipici de la drăguț, cum îmi place mie? Sau? Da, da. Dar unul se iau. De fapt și alea au fost cu sclipici. Fulguleții aia de nea aurii. Da. E un pic am enervat stabilizatorul ăsta cu care filmăm, dar e foarte bun pentru o imagine nemișcată, ca să nu vă doră capul în timp ce urmăriți un vlog așa lung. Da, uite, îmi plac căsuțele astea. Sunt din ceva, ieri. Din ce sunt? Din tablă? A, din tablă, da. Nu știai termenul. Da. Deci dacă vreți să vă decorați, aveți aici tot felul de globulețe de pus în pom. Și e gama foarte mare. Am filmat, cred că 10% din ce se vede. Cred că ți-au auzit întreagă. Faci un vlog de 5 ore în stilul ăsta. Deci avem globulețe din lemn, cu fundițe. Chestii DIY, se poartă mult chestiile DIY făcute handmade. Da. Asta este trendul. A, uite, îmi plac ăștia. Micuți așa. Da, da, ăștia sunt drăguți. Ce ar fi să luăm și noi? Mici, mici. Uite, avem și ciorapii. Tot așa material din ăsta, gen cum e sacul de iută. A, uite, ăștia îmi plac. Da, da, sunt cu roșu. Da. Uite ăla-i drăguț. Ho, ho, ho. Da. Uite, astea sunt faine. Xmas. Eu care credeam că n-am filmat nimic concret, avem foarte, foarte multe accesorii de Crăciun. La început am zis gata, s-a terminat, asta a fost tot, asta e tot Crăciunul, dar avem accesorii cât vezi cu ochii. Pare că nu se mai termină niciodată. De la orice, tot ce vă trece prin cap, de la decorări de braț, sunt cei mai tari, zic eu. Decât să lăsăm palea. Da. Că dar nu e un aureu așa cam ieftin ăsta? Pare așa cam cheap. Știu, dar o să se vadă mișto în brad. În brad? Da. Ah, da, pentru mă gândeam că pentru altceva le vrei. Nu, pentru brad. Da, da, sunt drăguțe. Mai bine bagă, decât da, celelalte. Da. Nu? Păi hai să le punem la loc și să luăm unde ăsta. Sunt și mai ieftine, sunt și mai multe. Da. Și putem să luăm chiar două, dacă ne enervăm. Da. Sau să luăm, uite, genul ăsta, așa, din iută. A, nu. La asta de iută, nu? Nu, cu verde? Eu le vreau așa. Bine. Așa. Și atunci știi ce facem? O să luăm globulețe genul ăsta și fundițele astea și nu mai luăm ăștia, că nu-mi plac. Da, sunt cu sclipiciul ăla enervant. Și am mai luat unii. Da. Alea, ăștia-i luăm, că ne simt. Uite, deja se vede pe geaca Ancăi, se vede sclipiciul din drăciile alea. E plin de sclipici. Deci ne axăm pe lemn, așa cu auriu ăsta. Lemn cu auriu, gata șefa. Tu ești șefa decorațiunilor anul ăsta. Ea este în... She's in charge, cum zicem noi englezii. Gata, le-a pus la loc. A pus la loc. Da, pe așa de unde ai luat? În altă parte. Hai să-i punem și pe aia la loc. Și să ne vedem de treabă. Avem chiar și... Am văzut ceva interesant aici. Avem și temporizatoare pentru instalațiile de pom în cazul în care vrei să le lași decât anumite ore. Restul să se oprească singure, să nu îți consume nici curentul și să nu fie nici enervant. Dacă le ții toată noaptea, bănuiesc că te ia cu capul la un moment dat. Păi dacă ții din instalația de pom tot timpul aprinsă. Și luăm genul ăsta așa cu lemn, știi? Bine, da, nu da, așa, da. Dar... Ai mai zis. Mai să fie mai... Pusteluțe, uite. Da, dar nu știu ce costă ăsta. Păi cred că toate sunt 3 lei.
staff în geraș. Christmas. Uite asta. Un moș Crăciun. Gata, acum Ancuța o să aleagă ea. Știu, da, ea. Exact. Oricum, e ea până se hotărăște. Este o persoană care nu o cumperi cu un dop de apă minerală. Trebuie să insiști și... mă rog, înțelegeți voi ce vreau să zic. Revenim mai încolo. Gata, am revenit. După lupte seculare, Anca s-a hotărât exact ce, cum să decorăm brăduțul. Nu va mai arăta și vouă. Deja avem foarte mult în cărucior. Avem... O să fie ceva acolo. Am ajuns acum în împodobeală de tot de pom. Dar împodobeală mai avem noi tot așa pe auriu. Așa că nu o să mai luăm. Ancuța deja a luat-o la fugă. Fuge cu viteza luminii. Păi ca să am timp să mă uit până ajunge. Da. Și am ajuns tot felul, iară, decorațiuni cât de scoiche. Deci dacă vreți de decorațiuni, aici se găsește chiar orice găsim. Tot ce vă trece da, prin cap. Da, uite cum e asta, făcut. Da. Era interesant dacă avea și lumină. Da, făceam DIY. Da. Potcoave, tot felul de... Farfurioare. Ca să-ți aducă noroc. Norocul în casă. Nu-mi plac asta din... Astea-ți plac? Astea bibelouri, așa, gen? Nu prea. Nu știu de ce. Da, nu se mai poartă așa ceva. Și o luăm așa, roată-roată. Foarte multă lume. Deja e un pic cam ciudat când vorbim așa și lumea se uită. Trebuie să-l ridicăm pe sus, asta e. Poți? Păi normal că poți, pentru că facem sală, dragă. Ia uitați. Puternic. Ia arată și tu. Mamă, ce zace acolo? Miroase ceva frumos. A, parfum de Crăciun. Luminarele. Da, uite, avem aici tot felul de chestii. Uite, astea sunt chiar drăguțe de așezat pe ușă. Da. Îți plac? Știu. E, dacă ai o casă așa mare, semeni exact cu în filmele alea de Crăciun, știi? Luminarele parfumate. Aici deja îți rupe nasul la cât de tare miros. Și avem tot felul de... Arome, nu mai înțelegi nimic, din ce... Mă rog, peste tot nu mai miros de fructe, de brad, de toate cele. Trecem ca vândul ca gândul. Lumea deja se uită la noi ca la doi dubioși. Avem cănuțe, da. De Crăciun, da. Season. Și avem cân de toate felurile. Ceșcuțe de cafea. Tot cu Moș Crăciun și cu de sezon. Poți să-ți iei un serviciu liniștit aici. Și ca să fim în trend. Da, și avem tot felul de... Ia, iară parfurioare. Da, uite. Mesaj. Uite, asta seamănă, am văzut ceva la Ikea, ceva asemănător. Astea sunt mostre. Ah, și bănuiesc că astea sunt servicii, nu? Patru bucăți. Da, avem aici în cutiuță. Fiecare are mesaj. Da. Plenty for all. Don't be shy. Și ăsta? Bravo, bravo, bravo. Și da. Nu știu. Bine că nu scrie prostii pe ele. Ah, uite și ăsta. Da, pentru... Pentru ce sunt astea? Pentru cafea, nu știu. Da, pentru prăjiturele. Mamă, o să cadă asta oare? Da. De unde să o luăm? Vină pe aici. Hai să o luăm tot pe acolo. Nu știi ce vreau să mă luăm. Nu mai știm în ce direcție să mai mergem. Am ajuns acum la niște bentițe. Deci îmi doresc atât de mult să-mi pun din ăsta în brad de... de mult timp. De când de la inventarea limbii române. Hai să ne alegem... ceva așa drăguț, gen cum e ăsta, e drăguț oare? Sau e prea mult auriu? Nu prea-mi place ăsta. Da, e prea ăla, cred că, care seamănă cu sacul de iută. Nu. Cu roșu, uite, ce drăguț. Ăsta oare e drăguț? Nu are unul desfăcut? Avem tot felul de culori.
Bineînțeles, roșu nu trebuia să ratăm așa ceva. Iar sacul de iută, cel nelipsit. A, uite, asta cum e. Nu, asta e prea țigănesc, așa, prea mult am vrut. Avem fețe de mese. Asta zici că e China style. Nu prea seamănă de Crăciun, mai mult chinezesc. Cel puțin la restaurantele chinezești au genul ăsta de fețe de mese. A, uite, asta e drăguță. Simplu, așa și de efect. Uite, o față de masă veritabilă. E, fiecare cu ce-l doare. Uite, asta? Asta are parcă prea mult argintiu, trebuie un pic mai auriu. Știu, dar avem deja prea mult auriu. Păi așa e frumos, auriu cu verde. Nu, hai să ne uităm la altele. Asta nu-mi place, sunt prea subțiri, vreau ceva mai gros așa, da? Mai lată. Hai să vedem. Exact ce vrea Ancalo. Ea e șefa astăzi. Ea nu, dictează. Astea deja sunt prea mici, nu-mi plac. Hai să că vreau din alea late, da. Alea late. Noi suntem ca mai ramani astăzi, trebuie să alergăm după Anca. Ia să vedem șefa pe care luăm. Uite, cu ce asta? Asta e subțirel, așa. Nu, eu zic el, ia de la auriu. De la gros și lat, cu mulți clipici. Uite asta. Nu, nu. Interesant, dar are iar sclipiciul acela enervant de să ia pe mână. Poate sunt multe chestii cu genul ăla. A, uite, ăsta e drăguț. A, e prea lat. E prea lat, da. Asta este argintiu. Da. Uite, ăla e drăguț de acolo. Sforicica aia. E genul de auriu care super drăguț. Gata, am luat destule pentru decorat pomul de Crăciun. O să facem un vlog și exact când... da, și o să băgăm melodia lui Fuego. Sper să nu primim bloc pe YouTube. Nu, la modul să primim, mă rog, copyright. Asta ce copyright strike. Dar nu punem pe Fuego, am glumit doar. Iar am glumit și în jocul pe care l-ați văzut. Anca a purtat o perucă, nici de cum am decolorat-o de 1000 de ori, cum am spus în jocul Games. Așa că sper că nu v-am speriat prea tare. O să urmeze și seria despre... am avut nevoie de peruci pentru că vrem să facem mai multe personaje. Iar o să le folosim la seria despre păr pe care v-am tot promis de-a lungul timpului că o să o realizăm. Și o să începem cât de curând. Sunt sătura roșie, ce e asta? A, seamănă cu un burete de la de, nu știu, de la ciudat. Uite globulețe, aurii și roșii. Avem destule și pe acasă, mai dăm și pe la vecini. Le punem pe OLX, le vindem. La reducere. În cazul că vreți globuleții aurii, vă dăm noi destule. Aici avem botoșei, tot felul de chestii. Da. Uite ce, ce ren, tip vierme, râmă. Ce design? Pentru fereastră, da, da. Să nu intre frigul, sau îl pui jos la ușă. E, da, e opritor ușă. Da, da. Ce drăguț, se seamănă cu râmă. E, mă gândeam că se poate modifica. Ba da, uite, chiar se poate modifica. A, și dacă o dai invers? Se face... A, cât de tare e. Ia. A, când o dai așa e aurie, când o dai așa e argintie. Cât de tare. A, uite, uite, stai puțin să-ți arăt. Uite, o face așa argintie. Hai să o filmăm de sus, să se vadă. Da. Și acum faci o inimioară. Da. A? A, e gay? De ce să fie gay? Gata! Drăguț! Ce drăguț! Mă rog, nu știu dacă seamănă cu inimioară. M-am străduit și eu cât de mult am putut. Uite aici, căciuliță, dacă vreți să fiți în, în temă cu sărbătoarea. Cred că nu Crăciunul. Avem de astea. Avem destule, nu. Păi câte sunt? 12 cu 12, 24. Hai că bradul mare și în cape.
Știu, dar voiam să iau mai multe de astea. Pentru că eu nu vreau să mai pun globulețe, vreau să pun numai de astea. Eu zic că ajung, oricum nu sunt scumpe, așa că n-are rost să ne oprim acum din drum și să întrerupem un vlog așa care deja e foarte lung. Avem aici tot felul de chestii de Crăciun, covoraș de sezon, covoraș de cauciuc, sclipiciu, în cazul în care nu îți ajunge sclipiciu, uite, e aici glitter și îți pui tu, frate, cu polonicul, hopa. Aoleu, a căzut o sticluță, s-a dus, a intrat pe sub sertare pe acolo. Da, dacă vreți să facem DIY, uite, venim aici și ne luăm sclipici. Nu vrei să faci ceva DIY pentru globulețe? Ba da, uite. Iei tu cu hârtie, pui lipici. Ce? Păi le fac auriu de la... A, da, globulețe, da. Iau așa. Și îți trebuie un lipici, nu hot glue, că strici polistirenul, îți trebuie un lipici rece. Genul ăla de hârtie de lipici, da. Știi? Iau așa un glitter, set, da? Da? E un set și facem și un episod DIY de Crăciun. Cu, o să se cheme DIY de Crăciun, nu, globulețe de Crăciun. Ah, da, uite, astea sunt foarte. Din Jumbo, nu? Sau da, cum se cheamă? Să se cheme. Da, hai să luăm și un glitter de la 5 lei. Că eu caut unde ăsta, că sunt toate cu defecte. Și bineînțeles că trebuie să luăm și un glitter auriu. Da, dar mi se pare că ăsta are deja. Lipici? Da, sau nu are. Scrie glitter glue. Ah, da, cred că e da, are. Păi ah, uite cum e. Cum e ăsta lipit de jos. Păi și când o să lipim alea nu se facă aiurea. Trebuie să luăm genul ăsta de glitter, ha? Da, da, cred că mai degrabă așa. La borcan. Da. Ah, gen solniță. Mm. Da, și ăsta e drăguț. Nu cred că e bună la, nu știu, că nu curge. Uite, pare aici. Nu uite, curge. E ca un gel, așa. Nu, uite, nu e bun, nu cred. Cum să nu? Ține degetul. Nu, pune jos. Merge. Aaaa, ce-am făcut? Poate dai de mine. Deja oricum e plin aici, dă-i cu degetelul. Nu, că mă o să mă fac. Plin de glitter. Ia, se întinde? Da, se întinde. Hai că e drăguț, uite, că îl întinzi așa și gata, uite. Hop. Hmm? Da. Sau e un strat foarte subțire? Cred că e subțire, nu știu să le... Nu, trebuie să-i dai capacul jos, să-l umpli globulețul cu lipici. Și după aia îl scalzi aici, bine, și îl scuturi de 2-3 ori și deci gata. Nu mai bine de pus în brad. Dar am găsit acum o șmecherie. O să luăm o hârtie specială, să facem un DIY. Așa că nu vă arăt prea multe, vă arăt decât cum arată coșul. Dar o să urmeze niște DIY-uri drăguțe despre Crăciun. Așa că fiți pe fază și nu ratați noile sezoane. Noile episoade, de fapt. Și avem aici niște lipici. O să ne trăiască și niște lipici. Așa că fiți pe fază și... Da. Așa că dacă vreți să contribuiți la brad și vreți să faceți voi un DIY superb, puteți să le faceți voi cu mânuțele voastre. Vrei să țin eu asta? Și să ajutați și părinții să nu mai cheltuie o grămadă de bani pe decorațiuni foarte scumpe. Și cam atâta am văzut despre Crăciun. Aici deja am ajuns într-un sector foarte neinteresant, cu multe cutiuțe și chestii care nu sunt despre Crăciun. Hai să vedem mai în față. Deja am ajuns la chestii de curățenie. Urmează să mai ne luăm de casă câte ceva. Nu mai vă arătăm și vouă. Și ne vedem un pic mai încolo. Poate mai vedem ceva de Crăciun. Da. În sfârșit am auzit la reclamă în boxe. Și a zis Jumbo, nu a zis Jumbo. Deci eu credeam că Jumbo se cheamă. Bă, frate, ca în română. Dacă se scrie Jumbo, păi Jumbo se zice, nu? Că doar vorbim limba românească, nu? Nu știu ce fel de magazin e Jumbo. Jumbo. Din ce țară o fi. Dar sigur, nu este românesc. Dacă era românesc, se pronunța Jumbo. Poate găsim ceva interesant.
Uite, deja am trecut de... De asta îmi doresc, de mulți. Da, îmi doresc. Da. Îmi doresc de mult. Am mai văzut niște ghirlande mai devreme de Crăciun. Și cam asta este, nu mai, deja încep să apară din ce mai, în ce mai rar decorațiunile de Crăciun. Banca deja vrea să transforme noul fundal într-o jungă ecuatorială. O să zică lumea că că ne-am mutat în Botswana, în Mozambic. Lasă-mi una mare și una mică. Ce drăguț. Și încă câteva chestii despre Crăciun. Am mai văzut niște farfurioare. Ochelari, nu moș Crăciun. Da, uite și i-a uitat aici. Sunt ochelarii cuiva. Unui client, cred. Ai lui moș Crăciun? Da, sigur sunt. Niște farfurii așa. Da, par un pic am ieftin plasticul ăsta. Dar oricum nu sunt farfurioare. Ba da, cred că sunt chestii de pus pe masă, nu? Prăjituri. Prăjituri, cozonăci, să mănânci până te culci. Ce-i place acuții. Aici nu mai ai să ne toace, că de aici uite, nu mai e liberă. Făcălețe. Îți iau cadou de moș. Să aștepți moșul. Să-l aștepți pregătit. Îți iau cadou făcălețul. De moș Nicolae. În caz de nu-ți place cadou, hop. Îl prinzi. Iau cadou de moș Nicolae, ție. Un făcăleț? Da. Chiar vreau să fac niște cornulețe la cuptor. Hai să luăm niște forme, să facem de Crăciun la cuptor niște forme. Da, DIY, da, de unde sunt oare? Păi nu știu, la chestii de bucătărie. Păi aici oare? Păi aici sunt chestiile de bucătărie. Hai să ne vedem. Trebuie să fie ceva de sezon. Uite. Astea nu sunt de Crăciun. Aha, forme de Crăciun. Sunt așa mai mari, mai da. Mici. Nu, mai micuțe. Sunt mai drăguțe, mai da, micuțe. Da. Putem să facem niște chestii de Crăciun. Sau uite așa, mai simt. A, uite, sunt dishwasher approved. Nu, se poate spăla la... Da. Nu, astea deja sunt prea mari, sunt prea grosolane. Sunt groase? Da. Uite, pentru turtă, un fel de tavă mică. Nu. Să-ți faci un moș Crăciun, cozonat. Așa? Da, gen cornulețe, așa, genul, știi? Păi și cum le facem cu ce? Nu, eu zic că astea mai mici sunt mai drăguțe. Bine. Clopoțel, îngeraș, brăduț. Și ce mai sunt? Putem să facem o tavă numai cu fiecare în parte, știi? Nu, că facem prea mult, dăm un diabet. Nu, le facem o dată și tot. Da. Așa că o să ne băgăm și în bucătărie cu da. DIY-urile noastre. Da. De pe aici am venit oare? Da. Nu, n-am venit pe aici, minți. Uite, tovi. Dă-le încolo, uite acolo, tovi de pizza, de... Nu, lasă că avem. Chestii antiaderente. Uite, astea sunt faine, de cum se cheamă? Da. De brioșe, nu? Muffins. Dar sunt, dacă sunt de Crăciun, luăm. Dacă nu, nu. Uite aici în față. Vedem niște hârtiuțe, ceva. Uite. Sunt de brioșe, dar nu sunt de Crăciun. Astea nu sunt de Crăciun. Cum Dumnezeule să fie? Uite, steluța asta. Dar am luat de asta. Am luat. Da. Am găsit și niște... hârtiuțe de brioșe cu reni, dar ne-am gândit că facem în altă, nu? Da. Facem altă dată. Anguța nu este de acord cu tutorialul ăsta cu reni. Da, sunt. Păi și vrei să le luăm sau nu? Nu, că am luat altele. Lasă, o să facem figurinele alea și Anguța deja a preparat, o să facă la omuleții aceia. Ochișor și guriță. Ea a zis că ea o să se ocupe de așa ceva. Și în sfârșit am ajuns la case. Și vedem ultimele decorațiuni de Crăciun.
am trecut așa ca vântul, ca gândul și n-am mai apucat să vedem jocuri. Trebuie să mai facem un vlog, nu? La Jumbo. N-am apucat să ne luăm jocuri. Asta e. Dar o să vedem, poate ne luăm ceva Haribo. Ceva bun. Nu, uite cum sunt astea. Wow, spaghetini. Da, foarte drăguț. Nu? Deja am promis că facem... Ce? Sunt învelite. Da. Hai, pe mișto, ca să-ți iei porția. E Haribo așa. De bănănuțe. Ce stare. Dextruză, desigur. O să luăm neapărat o punguță de asta mare. Ne uitam să conțină dextruză. Noi, după ce ieșim din sală, mâncăm câteva jeleuri, doar pentru că să ne reglăm un pic glicemia în sânge și genul de prăjiturile, mă rog, de jeleuri, odată ce îți ajunge în sânge, dextruza produce, ce produce? Insulină. Și insulina care stimulează creșterea masei musculare, pentru că noi asta ne interesează, să facem mușchiuleți. Cel puțin pe Anca asta o pasionează. Gata, am ieșit din magazin, ăsta e pomelnicul de la casa de marcat. Stai bun, da. Da. Și o avem pe Andra pe fundal, cum ne cântă. Da, Andra, preferata mea. Și ăsta a fost vlogul pe ziua de astăzi. Da. Sper că v-a plăcut la Jumbo. Vă recomandăm să mergeți și voi. Și ne vedem data viitoare. Ne vedem cu bolul. Pa, pa. We wish you a Merry Christmas and a Happy